Salut și bivang, ziua noi episod din VR, iată din nou realitate virtuală și astăzi am ceva foarte special pentru voi, pentru că vom face cele mai tari combinații din acest joc, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte episoade. Am văzut că la episodul anterior s-au strâns o grămadă de like-uri, peste 27.000 și foarte, foarte multe dintre ele au fost date în primele minute, deci nu știu exact ce se întâmplă, dar nici bine postez episodul de VR și deja sunt 3.000 de like-uri acolo instant, așa că dacă tu ești unul dintre cei care ai dat deja like la acest episod, vreau să știi că îți mulțumesc ție personal și mă bucur din suflet. Astăzi, după cum observați, am terminat jocul, deci nu mai avem practic poveste din joc, mai avem niște easter egg-uri pe care aș vrea să vi le arăt și bineînțeles combinațiile. Nu știu, trofeul ăsta, dacă îl arunc ceva de genul ăsta, se întâmplă ceva? Nu știu dacă se întâmplă ceva dacă fac chestia asta și mai avem aici niște secrete, Giant Morty Mode și de asemenea Spectator Cam, ce nu știu exact ce fac astea, dacă vreți poate o să vi le arăt în niște episoade viitoare, dar avem discul numit Free Play, go be free, adică te poți juca, să fii liber, să faci ce vrei, să faci toate combinațiile din lume. Așa că îi dăm aici pe play și hai să vedem ce urmează să se întâmple. Acum suntem liberi să facem orice combinație ne dorim. Știu că aici, parcă dacă nu mă înșel, este un nou easter egg. Observați că avem niște elemente noi pe care ar trebui eu să le construiesc pentru chestia asta de aici, e o bestie înăuntru. Și nu știu exact cum se fac, dacă vreți să fac asta pentru episodul următor, hai să vedem dacă reușim să strângem la episodul de azi peste 10.000 de like-uri și dacă reușim, am să fac chestia asta data viitoare cu această bestie. Nu știu exact ce se întâmplă dacă o faci, dar hai să ne apucăm să facem combinații. Uite, în primul rând, mă gândesc eu să iau această șurubelniță și să o combin. Dacă orice combi cu chestia asta, cred că se face multicolor, cum am văzut și data trecută. Da, deci orice combi se face multicolor, dar ce se întâmplă dacă eu mănânc ceva multicolor? Uite, de exemplu, hai să zicem că iau o portocală, sau cred că e portocală, data trecută nu am făcut așa ceva, vom face, uite, așa, și facem o portocală multicoloră, dar dacă mănânc această portocală multicoloră, ce se va întâmpla? Se întâmplă ceva? Se întâmplă ceva cu mine? Bă, momentan nu văd să mă fi transformat în multicolor, deci nu cred. Ia stai să văd eu ce se întâmplă dacă combin creierul cu o mână, pentru că dacă spui mâna, ia stai, o să pun ăsta de suc și cu mâna mea. Și îmi face o mână metalică, lol, cât de șmecher. Și acum lăsăm mâna metalică acolo și îmi voi pune capul împreună cu mâna. Și îmi va face aici, ia să vedem. Va face creierul metalic. Dar aș fi vrut un creier cu o mână normală. Dar am să-l iau foarte, foarte încetișor să nu-l sparg. Și o să-l punem aici, împreună cu această mână. Și mi-a dat... What? Mi-a dat o mână cu os. Deci chestia asta n-am mai văzut-o până acum. Și aparent... Dar trebuie să ai grijă cu asta pentru că e foarte, foarte fragil. O să-l las așa. Ia stai, mi-a venit o idee. Dacă voi combina ăsta cu capul ăsta, cu craniul, îmi dă un de-asta cu mâner. Dar ce aș putea eu să fac? Mă gândesc, ia stai, ăsta cu coroana mi-ar da unul de ăsta de aur? Oare? Ia stai să încercăm. Coroana. Nu, îmi dă pur și simplu un os cu orice combin. Dacă le schimb locațiile între ele, are vreo relevanță? Nu, n-are nicio relevanță, aceeași chestiță, da? Bun. Masca asta pe care ți-o pui pe cap, îți zice chestii când ți-o pui pe cap, dacă o combin cu craniu, ce se întâmplă? Wow, ce mi-a dat, ești nebun? Mamă, frate, cât de șmecher. Și acum mi-a venit o idee și mai bună decât asta. Ia stai, ăsta dacă îl pun aici, să am grijă să nu se spargă. Ăsta dacă îl pun aici și îl voi combina cu ăsta. Dar să stea și ăsta așa. Wow, mi-a dat unde ăsta pe băți. Bine, nu prea e cine știe ce. Mă așteptam la ceva mai șmecher. Masca asta trebuie să o combinăm cu mai multe obiecte. O să mergem și în baie să luăm de acolo ceva. Time travel stuff. Poți să deschid asta cumva? Să văd dacă pot să-l dau de perete cumva, ha? Time travel stuff și atât. Din păcate nu poți să-l dai de perete sau ceva. Ce e chestia asta? Oho. Ia să vedem noi un tricou. Combin tricoul cu ăsta? Da, deci orice combin cu craniu, indiferent, îți va da un de la pe băț. De exemplu, ăsta și cu ăsta. Mi-l face de aur? Mi-l face de aur. Acum, dacă arunc astea și pun ăsta de aur cu ăsta, îmi face un craniu de aur? Nu, faci un de-asta pe băți! Nu vreau un de-asta pe băți, pe bune. Oricum, ăsta îmi place cum mi-a ieșit. Nu știam că poate să-ți iasă și ceva, dar... Ia stai. Mi-a venit o idee și mai bună. Castravete plus... No, orice... Castravete pe băți, pe bune?
Doamne ferește. Bun, hai să mergem până în baie și să vedem noi. O să schimb de aici și mergem până la baie, pentru că în baie avem săpun și tot felul de iteme pe care nu le-am încercat să le combin până acum. Ok, avem aici portalul, trecem prin el și avem așa. Avem săpunul, avem ce e asta? Baby legs, ceva pudră. Observați, ceva pudră să te dai așa, bam, bam, bam. Mai avem, bineînțeles, periuța. Să ne spălăm pe dințișori, țac, țac. Să vedem ce se combină cu periuța, n-am încercat niciodată. Pasta de dinți. Ok. Sunt o grămadă de chestii pe aici, frate, pe care putem să le luăm să le combinăm. Așa că, v-am zis, avem de făcut episoade cu jocul ăsta, dacă chiar vreți. Așa, tocmai mi-am dat într-un perete ca să înțelegeți ce a fost sunetul ăla. Dar nu este problemă. Vreau să le arunc acolo pe toate, ca să nu mai trebuiască să am probleme să mă tot întorc. Uite, și pe ăla l-arunc acolo, să pun o apicat în lumea aia. Bun, și acum luăm niște de-astea, le mâncăm, facem niște răhăței, îi luăm pe amândoi și aruncăm tot acolo, țac, țac. Perfect, au picat la fix. Aici avem bandaje și tot felul de chestii. Adică uitați-vă și voi câte chestii sunt aici. Nu o să avem timp să le testăm pe toate, ca să înțelegeți în episodul de azi. Dar, dacă vă place și văd că vreți să facem mai multe episoade, vom face. Deci avem bandaje. Hai să punem bandajele. Să le testăm bandajele cu un răhățel. Ce se întâmplă dacă pun niște bandaje cu un răhățel? Ia. Îmi face bandaje? Now with poop pattern. Deci bandaje cu răhățel și scrie pe ele bandaje cu răhățel. Ok, interesant, interesant. Știm bine că dacă le combinăm pe astea două, îmi va da rahatul acesta cu ochișori. L-am văzut în episodul anterior. Hai să facem așa. Are vreo diferență acum? Nu, tot așa mi iese cutia. Ăsta cu răhățel. Ce se va întâmpla? Îmi dă un răhățel care vibrează. Ia uzi-l. Oh my god, nu mă așteptam la chestia asta. Deci un răhățel care vibrează. Răhățel cu pasă de dinți. Ia să vedem. Ia. Bă, mi-a făcut răhățelul negru de tot. Ce e asta, mă? Dar de ce o are? De la pasta de dinți? Dar din ce cauză? Ia să vedem. Dacă eu fac pasta de dinți. Mamă, cum se vede asta. Ce ciudat, trebuie să-l arunc de aici. Pasta de dinți cu morcov. Ia, combinația perfectă. Îmi face un chocolate bar de ăsta, Hungry Toothpaste. Cine n-ar vrea să mănânce o ciocolată cu aromă de asta? Sigur, sigur, toată lumea ar vrea. Și mă gândeam să mai jucăm încă o dată jocul ăla în care vedem viața, știi? Mă gândeam că ar fi interesant să facem totul anapoda, să vedem ce se poate întâmpla la simulatorul de viață din jocul ăsta. Cred că o să facem asta în episodul de azi, că mi se pare destul de caterincă. Hai să punem o bere. Ia? Ce zice? Poți să bei cât vrei. Ok. Deci avem așa, o bere cu pastă de dinți. Bere cu pastă de dinți. Îmi face o pastă de dinți transparentă, lol. Deci practic orice combin cu berea aceasta îmi va face totul transparent. Bun. Dacă eu las pasta de dinți momentan, pun răhățelul și pun pudra. Pudra cu răhățel îmi va da. Vedeți cum ar trebui să fie pudra normală? Albă, da? Asta e neagră! Oh my god, ce scârbos! Ia-o de aici că e scârboasă rău! Periuță de dinți cu rahat. Ia să vedem. Deci tot vibrează, dar se aude ca periuța acum. Cred că orice pui cu periuța o să vibreze, ați înțeles? Cred că asta e faza. Vai de capul și de zile mele ce dezastru am făcut aici. Atâta pot să vă zic. Știu de asemenea că dacă iau o biluță de asta, nu știu dacă știți din jocul principal când ne-am jucat, iau o biluță de asta, o arunci și se face un Mr. Me de ăsta sau cum îl cheamă și asta face orice mișcare faci tu. Dar dacă combin un de ăsta cu un item, ce se va întâmpla? Hai să vedem. Luăm un item de ăsta, mergem aici și îl combinăm cu răhățelul, dar știi ce răhățelul? Hai să-l facem, am aici o de asta de mărire. Așa, hai să-l facem, uite așa. Uite așa. Sac. Și-l mărim ăsta, mărim răhățelul, știi? Să avem un răhățel mare. Și acum punem dita mai răhățelul acesta. Și vreau eu, ia, pot să-l fac și mai mare? De curiozitate. Nu, deci asta e mărimea lui maximă, cred.
Și acum că avem răhățelul acesta mare, îl combinăm cu un Mr. Mid ăsta. Și mi l-a oferit pe ăsta. Dacă te uiți la amândoi, par la fel. Dar dacă îl arunc pe jos, ăsta are loc de mâini, are răhăței. Ia uite-l. Doamne, ce ciudățenie. Bine, tot la fel se comportă. Și tot poți să-i scot asta de pe față. Adică, gândiți-vă că am atât de multe combinații în jocul ăsta de făcut, încât nici eu nu știu pe care să le fac. Efectiv, sunt extraordinar de multe. Uite, de exemplu, asta n-am folosit-o niciodată. Asta este benzină. Ia să vedem. Are benzină înăuntru. Ok. Și mai avem aici chiar și un disc, dacă vă uitați voi. Ia uite ce tare. Și o să punem discul acesta. Ăsta o să-l aruncăm. Știu că l-a făcut pe ăla, dar nu-i problemă, o să-l scoatem acum ca să nu ne enerveze. Și punem benzina cu discul. Ce se va întâmpla? Ne face un disc metalic. Nu știu de ce mi-a făcut discul metalic, având în vedere că... Da, bănuiesc că ăsta-i de metal din cauza asta. Poate. Dacă fac eu asta, ia să vedem. Răhățelul cu benzina. Îmi face un răhățel metalic. Da, deci probabil orice fac, îmi va face și aia. Torn niște benzină pe răhățel. M-aș fi acceptat să dai foc, dar n-ai cum. Aruncăm astea. Hai să vedem, în baie mai erau niște chestii. Ia să vedem, o să tragem noi de aici țac. Deschidem portalul către baie. Și vreau să intru din nou să văd ce alte chestii mai sunt aici. În primul rând mai avem hârtie igienică, pe care n-am testat-o încă. Stai așa să văd că mi s-a deschis deja portalul, dar... Ce este acest lucru? Habar n-am ce este. Dar o să-l testăm și pe el. Mai avem pe aici, uite, încă o casetă secretă. Mai avem și, nu știu ce este ăsta, dar ceva cremă, ceva unguent aparent. Deci hai să ducem hârtie igienică, luăm și bila asta și intrăm în lumea aceasta, bun. Hai să vedem, unguentul acesta împreună cu hârtie igienică. Și voi în comentarii să-mi scrieți ce alte combinații vreți să fac, pentru că e nebunie totală cu combinațiile în jocul ăsta. Mi-a făcut... ce asta? Cică... Aoleu, e cremă de hemoroizi! Și mi-a făcut un ghid! Bine, nu pot să-l deschid. Am înțeles că i-am dat hârtie și i-am dat crema. Bun, și dacă... Ia stai așa. Cred că orice pui cu hârtia îți va face o carte. Dacă nu mă înșel. Ia, să se pună ăsta cu crema. Va face o cremă care vibrează. Da, ok. Hai că am înțeles. Cu bila... Îmi va face o cremă... Da, o bombiță! Uite, uite ce interesant. Luăm de aici asta. Iar pentru cei care n-ați mai văzut până acum Troy, practic, trebuie să străiești viața de când ești copil și până când ești adult. Este un fel de simulator de viață. Doar că e data trecută am ales calea cea mai inteligentă. Adică eram foarte inteligent, eram nu știu ce. De data asta am să aleg să beau. Ia să vedem ce se întâmplă dacă eu beau. Ia să vedem. Și avem aici mai multe opțiuni, dar am ales să beau, aparent. 16 ani. Ce s-a întâmplat la 16 ani cu viața asta? Oh, trebuie să mă bat la școală. Bluzc. Mamă, l-am bătut. L-am bătut pe ăla. Poc, poc. Troi, ce ai făcut? Uite, dar nu s-a întâmplat chestia asta de aia trecută. 16 ani și 5 luni. Ce se întâmplă? Oh. Când eram, suntem la petrecere. Îi bat pe toți. Poți să-i bat. Țac. Îi bat pe toți. Țac. Țac. V-am zis că vreau să fac o viață ciudată. 31 de ani și 6 luni. Hai să vedem. Aoleu, unde am ajuns? Aoleu. Astea-s droage. Țac. Mama, așa viața a ajuns să aibă. Așa viața a ajuns să aibă, săracu. Ia mă de aici, ia. Vrei bătaie? Vrei bătaie? Pleacă de aici! Pleacă de aici, hai! La 35 de ani și 9 luni. Am venit aici. E timpul să-ți alegi o slujbă. Vreau să fiu părinte. Ia de aici. Părinte! Asta vreau să devin, ia să vedem. Să văd dacă reușesc. A așteptat asta de mult timp. Hai să vedem. Hai nevastă, 37 de ani și o lună. Oh, oh. Ia uite copilul. E o fetiță, cică. Vrei să ții? Da. Oh, ce drăguț, o fetiță. Da, foarte, foarte tare. Uite. Ia-o tu. Ups, dar nu cred că s-a pus. 66 de ani și 3 luni.
Ce sunt la 66 de ani? Ah, ci că m-am retras de la muncă. Întotdeauna ai fost un muncitor atât de bun. Poți să-l bat? Poți să-l bat pe ăsta? Țoc! Țoc! Hai să ne distrăm cât mai avem timp. 69 de ani și 4 luni. Ia să vedem. Oh! Doctore, nu mai poți să faci ceva pentru el? Mă tem că nu. Viața lui Troy de la început a fost cu probleme. Ok. Și se pare că... Cred că mor mai devreme. Ia, dă să văd ce am. Toate bolile? Am toate bolile, ia să vedem. Ai de capul meu, ia de aici că îți dau. Îți dau de nu te vezi. Mai am 10 secunde să trăiesc. Țac, țac. Voi dacă ați mai avea 10 secunde să mai trăiți, ce ați face în 10 secunde? Scrieți-mi în comentarii. Asta e de gândit, știi? Și game over. Și acum am revenit și să vedem cât timp am supraviețuit. 69 de ani. Uite ce tare. Student type bully. Deci am fost bully și student type. Am fost cool, da. Ok. Și număr de copii, un copil am avut. Și aici tragem de manetă. Hai să vedem cine de la chestia asta. Sunt curios dacă îmi va da ceva diferit. Pentru data trecută mi-a dat o casetă. De data asta... Nu știu. De data asta mi-a dat încă o casetă. Și... Posibil să fie aceeași casetă, nu sunt sigur. Da, să scrieți în comentarii dacă vreți să mai încercăm chestia asta pe viitor. Nu știu, poate să mai încercăm. Ba, nene, ce dezordine e aici. Bun, hai să mai încercăm să mai facem ceva combinații. Vreau să văd dacă e vreun item sau ceva diferit aici față de când a fost data trecută. Bă, că sunt niște iteme care plutesc. Uite, de exemplu, o bere ciudată pe care, nu știu, aș putea să o pun acolo. Aoleu, am spart-o. Ia să vedem, aici e ceva. Și că puteam să scot asta. Bateria nu este încărcată, dar de aici aș mai putea să iau niște fuse-uri. Știți că puteam să iau fuse-urile alea? Cred că aș putea să fac ceva și aici, tehnic vorbind. Dar asta e mai altă idee. Chestia asta, dacă eu o iau cu mine, adică tehnic vorbind ar trebui să pot să o iau, dar, ghiși ce? Eu o iau. Eu sunt bucata din satelit. Bucata din satelit, dacă o combin cu ceva, o combin cu un răhățel. Se va face un răhățel metalic, bănuiesc, da. Unele chestii care sunt de metal, pur și simplu să aduc metal. Adică nu se schimbă niciun fel. Răhățelul cu discul. Ia să vedem. Mi-a dat un disc cu răhățel pe el. Ce șmecher. Uite discul original cum era. Acum am venit ideea. Răhățel cu creier. Răhățel cu creier. Îmi face un creier de răhățel. Ai de capul meu. Ai de capul și de zile mele. Ia, asta ce e aici? Avem cereale. Cereale. Am aici pastila de mărire. Eu aș vrea să fac ceva. LOL, nu cred. Mi-a dat asta. Mi-a dat fața lui Morty. Dar nu știu de ce mi-a dat. Ia stai, mai fac o dată. Și fac cartonul ăsta. Îl fac mai mare. Oh my god, ce mare l-am făcut. Dacă îmi pun mâna și capul în același timp, îmi va da un creier. Un creier cu ce... What? Un creier foarte... Am mâncat creierul! Nu se poate așa ceva, vai de capul meu. Mi-am mâncat propriul creier, oameni buni. Și voi face Omega creierul. Vreți să vedeți? Omega creierul, cel mai mare și mai inteligent creier din univers! A, uite-l cum e! Cel mai inteligent creier din univers, oameni buni. Acesta este, ok? Și acum îl voi mânca și voi deveni... cel mai inteligent om din univers. Bine, glumesc, bineînțeles, dar e destul de amuzant să pot să combin toate itemele astea. Doar că nu mai vin idei, mă frate, trebuie să-mi dați voi idei, pentru că avem o grămadă de chestii aici pe care le-aș putea combina. Da, oameni buni, mai asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai continuăm cu nebunia asta și să mai facem episoade de acest gen, nu uitați, dați acolo un mare, mare like, spuneți-mi în comentarii ce vreți să combinăm și ne auzim data viitoare. Pa, pa!